Un bărbat de 67 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui spital din Ploiești. Bărbatul avea probleme cu inima și nu era infectat cu SARS-CoV-2. Cristi Georgescu, colegul meu, ne spune exact ce s-a întâmplat. Cristi, bun găsit! Din păcate, medicii n-au mai putut face nimic să-i salveze viața acestui bărbat. Doamnelor și domnilor, din păcate aceasta este teribilă veste. Pacientul era cunoscut cu probleme cardiace grave, suferea și de diabet, iar în urma bolii fusese amputate și degetele de la picioare, pentru că duminică seara s-a simțit foarte rău, a chemat salvarea care l-a transportat de urgență la camera de gardă a spitalului din Fălenii de Munte, unde și locuia. Doar că medicii de aici au constatat că are nevoie de investigații suplimentare și a fost trimis la Spitalul Județean Ploiești. Acolo a ajuns, a fost verificat, spun medicii, faptul că suferea de foarte multă vreme de aceste probleme. Tocmai de aceea, după investigații amănunțite, au decis să-l interneze pe secția de cardiologie. Practic, i s-au făcut toate investigațiile și nu a dat niciodată semn că ar avea probleme care să-l fi împins să comită acest gest. La un moment dat a fost dus de către asistentă în salon și ea a plecat cu un alt pacient la investigații, moment în care s-a ridicat acesta din pat și s-a aruncat pe geam. Trebuie să știți faptul că o echipă de criminaliști a ajuns imediat la fața locului. Cel mai probabil, după discuțiile cu membrii familiei, anchetatorii ar putea afla dacă bărbatul avea vreun motiv care să îl împingă să comită teribilul gest.